Din cauza promovabilității scăzute în anii precedenți, examenul de bacalaureat din 2012 reunește la listele înscrișilor mai mulți candidați decât de obicei, adică 2065 de participanți. Pe mulți dintre ei i-a cuprins deja febra examenului maturității, care va începe anul acesta tot într-o zi de luni, dar cu o ușoară întârziere. Pentru această sesiune s-au înscris 2065 de candidați. Examenul începe din data de 13 iunie de la ora 12 în toate unitățile cu nivel liceal din județul Giurgiu. Calendarul sesiunii de vară a examenului de bacalaureat este următorul: 11-13 iunie, proba A, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română; 13-15 iunie, proba B, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă; 18-22 iunie, proba D, evaluarea competențelor digitale; 25-27 iunie, proba C, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională. Începând cu 2 iulie vor începe probele scrise în mai multe centre de examinare. Centrele de examen fiind la grupul școlar Miron Nicolescu, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, Liceul Tudor Vianu, Colegiul Național Ion Maiorescu și elevii de la Liceul Nicolae Cartojan vor susține probele scrise, așa cum s-a făcut în ultimii ani, la școala numărul 8 Giurgiu, la grupul școlar Dimitrie Bolintineanu. Susține examenul elevii acestei unități școlare și elevii de la grupul școlar Mihăilești. Elevii de la grupul școlar agricol Călugăreni susțin probele scrise la această unitate de învățământ și mai avem examen pentru probe scrise la grupul școlar Udriște Năsturel Hotarele.